Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere. Nu era la alegere, era pentru zodia Taurului, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur. Etalare pentru aprilie 2021. Sunt un pic zăpăcită că tocmai am trecut pe bulevard și a fost o bătaie între niște băieți, tineri, bărbați. Bărbați. În fine, pentru mine bărbatul, că tot vorbim despre Tauri și Taurii, da, sunt reprezentați de o energie masculină, totuși taur, e taur, nu e, da, nu e taur, e taur. E o energie masculină sub guvernarea unei energii feminine. Da, aici e mai complicat, o să vorbim altă dată. Da, nu știu de ce tocmai la etalarea voastră vorbesc acum despre bătaia care a fost în barul pe lângă care am trecut acum pe bulevard. Ce-o fi fost, nu știu ce-o fi fost, că s-a lăsat cu poliție și cu salvare. Doamne ajută pentru cei care n-au minte și s-au implicat în așa ceva. Însă am văzut, de-aia m-aș și oprit cu amestecatul cărților, am văzut și turnul la voi, evenimente neașteptate, rămâne de văzut ce și cum. De-aia m-am zăpăcit și am zis alegere în loc de zodia Taurului. Dar nu uitați că Taurii, sau nu uitați, o să vă zic eu, Taurii sunt guvernați de fapt. Sunt sub zodia berbecului, pot fi foarte agresiv uneori. Însă, agresivă este și luna aceasta, luna asta, plină în opoziție cu soarele din berbec. Și probabil că cei care n-ați avut probleme fizice, bătăi, lovituri la nivelul capului, puteți să aveți dureri de cap, poate. În fine, mesajele de la îngeri, dragii mei, pentru tăurași și tăurițe. Ce apare? New love, o nouă dragoste, într-un mod neașteptat. Rămâne de văzut. Să sperăm că nu se bate nimeni pentru această nouă dragoste. Una e să te lupți pentru iubire și alta e să te bați absurd, mai ales în pandemia asta, Doamne. În primul și în primul rând, petreceți timp de calitate împreună. Dacă toți sunteți la început de poveste de dragoste, urmează să vă întâlniți. Poate unii ați întâlnit în ultimile luni, poate nu musai în aprilie, până lunile următoare, că am zis că o etalare vibrează câteva luni înainte și după. Da? Și dacă tot petreceți timp de calitate, exprimați-vă și dragostea. Timpul de calitate e unul, într-adevăr, stați de vorbă, aveți activități interesante, dar faceți-vă timp să și exprimați, pentru că una e să ai activități, una e să discuți. Uite, și n-am niciun inel pe mine. Și alta este să îți exprimi dragostea. Ca să nu se confunde toată povestea cu o prietenie foarte faină, da? De-aia trebuie să vă exprimați și dragostea. La capătul setului de cărți, demonstrează dragostea și apreciază acest moment. Că sunteți la început de poveste, că începutul acesta poate să fie și câteva luni, poate și un an, o poveste adevărată are un început mai îndelungat, da, un început mai îndelungat. În timp ce am amestecat cărțile, la un moment dat am văzut asul de cupe. De-aia m-aș și oprit. Îmi place să mai văd niște chestiuni. Asul de cupe și trei de băte. După o lungă așteptare, poate pentru unii. E o relație care începe eventual pentru alții la distanță. Aveți drumuri de făcut între voi și cineva. Că sunt mici, că sunt mari. E o așteptare, sunt așteptări. Da, aveți așteptări de la această relație, unii dintre voi. Asul de cupe, zic că l-am văzut, începe să vă vindecați, să vă deschideți sufletul, măcar unii dintre voi. Dar, ce apare? 10 de spade, de trădări, de dureri care trebuie încheiate. Acest ciclu de suferință prin care ați trecut unii, toți am trecut, nu doar voi, dragii mei, trebuie să-l încheiați. Și ce apare? Turnul. Ia uite și faetonul. Mergeți mai departe. Mergeți către destinul vostru. Interesant. E o chestiune legată de mașină a voastră, a cuiva. Într-un mod neașteptat, vă faceți rost de mașină. Sau călătoriți. Ia uite undeva. Ia uite, interesant ce apare. Da. Vai, ce interesant. Renașterea, moartea. Moartea. Știți că opoziția taurului este scorpionul. În relațiile de lungă durată, renașteți, muriți, vă refaceți. Ia uite, după dezamăgiri, sunteți puternici. Aveți această posibilitate. Clar, cu justiția aveți și un divorț. Unii dintre voi, departajări sau încheieri de contracte, chiar dacă nu este divorț, poate să fie divorț la locul de muncă. Niște chestiuni, tăurași și tăurițe. Hai să vedem, o să fac cruce celtică așa.
așa cum fac de obicei. Mi se pare mult mai logică. Deci, Tauri, aprilie 2021. Mai să nu vă bătesc pentru nimeni. Decât, într-adevăr, dacă merită. Da, dacă merită. Luna central. Central. Poate unii aveți unii. Ce simt? O energie maternă. Este lună plină, apropo. Lună plină. Rămâne de văzut ce cărți vin, dar simt o energie feminină. Probabil ceva legat de zodia racului, legat de zodie. Nu neapărat că vă gândiți musai la un rac. Poate să fie planete în zodia racului care vă sensibilizează. Poate aveți lună în Taur și luna în Taur este foarte sensibilă și delicată și stabilă. E o chestiune de maternitate, niște frici legate de energia feminină, bărbați, femei, nu contează. Hai să vedem, cum 4 de cupe. Asta complică, da? Asta complică. Este un dor al vostru, al cuiva, un regret, o teamă cu 4 de cupe, deci 4 de cupe care reprezintă tristețe, plictiseală. Amplifică aceste stări, să zic, lunare, care uneori reprezintă și frici emoționale. În trecut, ce aveți? Valetul de spade. Trecutul apropiat, diavolul, o să clarific. În viitor, 2 de spade. Trebuie să alegeți. Iar apare 3 de bâte despre care am vorbit. În prezent, așteptați pe cineva. Să comunicați, pentru că aveți exprimați-vă dragostea și 3 înseamnă exprimare. Să petreceți timp de calitate, pentru că nu sunteți împreună, așteptați să vină și să petreceți timp de calitate unii dintre voi. Opt de spade în poziția fricii, sfatului. Sfatul este să ieșiți din starea aceasta. Este o stare de plictiseală, de teamă, pentru că frici, luna înseamnă și frici. De teamă că nu vă înțelegeți emoțiile, că nu vă înțelegeți niște gânduri, că nu puteți să acționați într-un anume fel. Este o ofertă pe care poate ați pierdut-o sau mare grijă să nu o pierdeți din cauza acestor griji. Sunt niște griji emoționale și mentale care se amplifică în această perioadă din niște motive. Unii dintre voi, dar o să clarific. Ideea este că în această poziție a sfatului, 8 de spade înseamnă 8, e transformarea, casa scorpionului, să rupeți această legătură mentală pe care o aveți ori cu cineva, ori nu găsiți voi soluții, vă blocați, nu găsiți decât acele 8 variante, exagerez-o, poate că sunt două, poate nu e decât una. Aveți impresia că sunt doar un număr de variante la o soluție pe care, sau la o problemă pe care trebuie să o rezolvați. Ieșiți în acest mental, da? Transformați optul și mergeți către 9, către, ia uite unde s-a oprit la turn, mergeți către expansiunea gândurilor voastre. Interesant. Exterior aveți un alt semn de pământ, dar interesant că vine cavalerul de monede invers. Ori stă pe loc, ori rămâne de văzut dacă cumva accelerează vitezea, pentru că acest cavaler de monede, în general, semnul fecioare, dar poate să fie și alt semn de pământ și nu neapărat semn, cineva cu marcaj. Dacă are Marte într-un semn de pământ, va veni foarte greu, pentru că, știți și voi, semnele de pământ, în general, sunt precaute. Mai ales dacă au Marte acolo, da? Sau Lună. Alt semn de pământ, sau cineva cu marcaj puternic în acest semn de pământ, fecioară în mod special, poate să fie și Taur, poate să fie și Capricorn. Dar o să clarific de ce vine în exterior atât de încet, sau poate, eu știu, poate schimbă viteza. Rămâne de văzut. Uf. De ce vă este teamă? De regele de spade. De o energie foarte mentală.
Ce vă doriți? Pasiune? Cum să nu vă doriți? Regele de foc? Foc, 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 asta vă doriți. Și în ce sens? Nu mă gândesc la zodii musai, vă doriți o persoană care să vă pună pe jar, să vă scoată din plictiseală, unii dintre voi, eventual rămâne de văzut și ce înseamnă luna, exact, adică vreau să și clarific, da? Ce reușiți să faci? Băi, dar câți bărbați aici? Aveți mai mulți bărbați, doamnelor? Regele de cupe. Asta reușiți. În primul și în primul rând este mare lucru, pentru că regele de cupe în această poziție ca și reușită, după ce aveți central aceste frici și plictiseală și reținere emoțională, ar putea cu poziția aceasta a dorințelor, aveți și pasiune, dar aveți niște reținere emoționale, ar putea să însemne că reușiți să vă echilibrați emoțional. Dar, repet, o să clarific. La capătul setului de cărți ce aveți? Turnul. Turnul. Alegeți. Doi de bâte. Alegeți o nouă direcție. Alegeți o nouă lume. Creați-vă. Aici este. Creați-vă o nouă lume. Chiar dacă trebuie să pice lumea veche. Turnul a tot apărut în ultima vreme și e normal pentru că Uranus în casa voastră. Da? Aveți în spate magicianul și regina de spade. Magicianul și regina de spade în poziție invers simt sau voi simțiți că cineva v-a manipulat. Vreți să încheiați acest capitol, lumea, și să schimbați energia, da? Să ieșiți în această energie. Dacă nu s-a comunicat elegant, pentru că regina de spade invers, uneori poate să însemne cineva care are un fel de a comunica destul de agresiv. Dacă s-a jucat cineva cu, eu știu, declarații. Am încercat să evit o cacofonie. Cu declarații pe care nu le-am onorat prin acțiuni, da? Probabil că veți alege, doi de bâte, să mergeți într-o altă direcție. Așa simt. Posibil, nu pentru toată lumea, să nu se supere, eu știu ce zodie, dar așa arată, posibil să vreți să alegeți o nouă direcție, chiar dacă trebuie să vă separați de cineva, să alegeți să vă construiți viața cu altcineva într-un alt format, după ce a stat în preajmă, ori cu un semn de aer, clar aveți gemeni, balanță sau vărsător. Aveți, da? Dar nu obligatoriu. Interesant este că în acest format de cărți văd și în poziția fricilor regele de spade, deci aceeași figură mentală este negativă perspectiva voastră, așa îi vedeți voi, negativi. Că or fi, că n-or fi, nu e treaba mea să-i judec, acum eu vă arăt cărțile. Este părerea voastră, poate că aveți motive să credeți despre acest personaj, că este foarte mental și uneori manipulator și negativ cu această variantă, da? Regina de spade invers. Și apare, interesant, apare regele de spade, că nu are cum să apară aceeași carte de două ori, că nu avem dublură, în poziția fricilor. Da? Deci asta îmi confirmă că vreți să lăsați în urmă acest personaj care considerați că v-a manipulat sau cu care nu ați putut manifesta ce v-ați dorit voi, poate ați vrut stabilitate și n-ați putut, da? Și atunci alegeți o nouă direcție și posibil alegerea voastră să fie trăsnet. Nimeni să nu se aștepte la această alegere. Această alegere a voastră să dărâme construcția, relația din trecut, pentru că se pare că în trecut ați experimentat o relație toxică. Da? Se pare că în trecutul și mai depărtat, iar ați avut acest semn de aer. Care o fi și nu este musai, repet, musai să fie semn de aer cineva cu marcaj puternic. Și eventual un marcaj care nu v-a susținut comunicarea între n-a susținut comunicarea între voi doi. Probabil aveți aspecte neplăcute între Mercur, Marte, da?
De-aia vi se zice această nouă dragoste, petreceți timp de calitate și exprimați-vă dragoste. Adică veți putea comunica lucruri interesante într-un mod plăcut, ceea ce nu ați putut cu vechea relație. O să clarific. Repet. Da? Și aici este problema, că dacă ați experimentat o situație toxică, mai ales la nivel verbal, cu cineva, să pun, da? Evident că aveți o reținere. Sunteți răniți, am văzut 3 de spade, da? 10 de spade. Sunteți răniți și atunci aveți o reținere în a vă deschide sufletul către această nouă ofertă. Că am văzut asul de cupe, am zis mai devreme. Aici este tot așa, un soi de as de cupe. Vine o ofertă și aveți așa o reținere. Dar dacă... Că eu am mai trecut prin niște chestii. Mi-au mai oferit și alții dragoste și până la urmă ce am primit în loc de dragoste am primit asta, da? Bârfe, discuții, varianta negativă a spadelor, pentru că văd diavolul, pentru că a venit magicianul, manipulatorul, lângă regina de spade, invers. Asta îmi confirmă că au fost niște jocuri mentale. Jocuri. De-aia vă și teamă. Vă e teamă de acest personaj. Vreți altceva? Vreți pasiune? Vreți un om care își asumă și acțiunile, nu doar vorbele, un om care acționează creativ, plin de optimism, da? Iar apar spade în viitor îndepărtat. Deci acum așteptați pe cineva, așteptare, văd, semn de foc, dar nu neapărat semn, cineva cu marcaj. Da? Oricine, dacă e fecioară, poate să aibă planete în leu, da? Așteptați pe cineva, repet, de la drum, un personaj autoritar, dar implicat și creativ. Și simt că este și glumeț. Așa simt în acest moment. Rămâne de clarificat. În viitor veți bloca, simt, acest personaj toxic. Acesta. Acesta de care vă separați, pe care alege să lăsați în urmă, da? Rămâne în urmă acest personaj. Așa simt. Faptul că a venit regina invers lângă magician îmi confirmă că sunt niște jocuri mentale. Și dacă reușiți să-i blocați pe aceștia care v-au rănit de-a lungul timpului și v-au ținut în niște lanțuri, interesant, lanțuri, avem aici o legătură, nu e lanț, dar tot o legătură, o legătură mentală, o programare, cineva v-a băgat în cap că nu sunteți în stare de cutare, de cutare. Mare grijă. Eliberați-vă pentru că sfatul acesta a venit. Și 8 înseamnă schimbare, moarte și regenerare. E lună plină, ascultați videoclipul pe care l-am pus luna trecută la luna plină, faceți eliberări de programări. Ok, am zis că reușiți, regele de cupe, la sfârșitul lunii sau la sfârșitul, eu știu, programului mental, reușiți să vă echilibrați, reușiți să vă întâlniți, regele de cupe, o dragoste profundă, adevărată, reușiți să vă întâlniți un personaj care să vă iubească și eventual să vă susține, să vă concilieze, să vă aline. Am senzația totuși că sunt mai multe personaje pentru anumiți oameni. Hai să și clarific, da? Clarificăm, te rog frumos, luna. Am multe de clarificat aici. Clarificăm luna pentru Tăuraș. Oh, scă multe mai, nu. O carte. Regina de cupe am văzut, da? Chestia de dragoste. De vindecare. Vă este teamă cumva că nu vă puteți vindeca de aceste traume. Luna, te rog frumos, clarificăm luna. Tăura și tăuriți. Uf, sunt multe. Ok, da, e un conflict. Aveți niște conflicte cu cineva. Și luna înseamnă frică de conflict, frică de concurență, frică poate că acest personaj pe care l-aș așteptați, foarte pasional, foarte interesant, frumos. Și erotic. Ar putea, pe care l-așteptați, da? Ar putea să aibă și alte opțiuni și va trebui să vă luptați. Să vă luptați. Și aici este frica. Nu știți dacă vă puteți lupta pentru această... Mă, interesant că iar s-a oprit la regina de spade.
și tot invers. Și iar aici am amestecat. Măi, deci nu se poate. Ia uite. Deci ați avut o relație de lungă durată. Cineva a vrut să vă controleze? Cineva a avut niște un stil neortodox? Neortodox, faptul a venit marele preot invers. Neortodox. Ha. Interesant. Și eventual vreți să vă eliberați din această relație. Vă rog frumos să-mi transmiteți cine, cum rezonează. Pentru unii, pentru că există și altă variantă, pentru unii poate că așteptați pe cineva cu marcaj în zodia leului. Mai dăm o carte totuși, mai dăm o carte. Cinci de bâte și luna. Cinci de bâte și luna. Ce reprezintă? Asta pentru că în poziția dorințelor aveți acel rege de bâte. Și cinci de bâte iar e zodia leului. Poate că e Marte. Da? Și am zis, orice zodia ar fi, dacă ar fi fecioară și cu Marte în leu, se poartă ca un adevărat leu. Clarifică, te rog frumos, luna și cinci de bâte. Hai. Renaștere. Cineva care a fugit. Nu știu dacă este, nu cred că este zodia leului. Rămâne de văzut, de clarificat. Pentru că acest personaj vi-l doriți. Posibil personajul din trecut, că tot am văzut regina de spade invers și marele preot invers, adică voi v-ați întors, nu mai vreți. Marele preot uneori poate fi interpretat ca fiind zodia taurului, dar nu toți taurii sunt mari preoți, evident. Dar, fiind zodia taurului, faptul că e invers, aveți o respingere față de un personaj din trecut, da? Și probabil că acest personaj încearcă să se lupte, da? Încearcă să se lupte pentru voi. Cineva din trecut încearcă să se lupte pentru voi. Îi este teamă că vă separați, aici este teama cuiva și teama voastră să începeți ceva nou a unora dintre voi, pentru că cineva a mințit, da? Cineva a mințit. Intră cineva între voi doi, între taur, eventual și o fecioară, mai apare altcineva care încearcă să se strecoare în preajma voastră, într-un fel sau altul. Așa simt. Clarificăm patru de cupe. Complicate sunt viețile oamenilor. Patru de cupe este clarificat de temperanță. Da? Trebuie să vă vindecați. Trebuie să vă vindecați. Și aveți nevoie de curățare. Luna plină, ascultați luna plină și luna nouă. Da? Și învățați ce aveți de făcut. Da? Băi, rugăciune, calm, echilibru acesta emoțional pe care o să-l atingeți la un moment dat, da? Aici echilibru emoțional și aici stați deasupra oceanului, da? Calm. Da? Veți depăși niște, să aici sunt niște traume emoționale care trebuiesc rezolvate pentru că cineva vă tot râpie, tot încearcă să se împace cu voi, să se lupte pentru voi. Nu știu de ce. Voi știți. Deci, patru de cupe a fost clarificat de temperanță. Aveți răbdare, gândiți-vă, meditați, nu trebuie să primiți această cupă din prima. Chiar dacă este o nouă dragoste, zice, dacă e o nouă dragoste, stați de vorbă, exprimați-vă emoțiile. Cu răbdare primiți și cupa, cu răbdare vă vindecați și de vechile cupe, da? Cu răbdare. Calm down. Respirați adânc, faceți meditație și echilibrați-vă viața. Clarificăm, te rog frumos, valetul de spade în trecut. Valetul de spade pentru tau și tăurița. Mai. Prin ce ați trecut, mai tăurașilor? Unii chiar ați trecut prin probleme. Unii chiar ați trecut, este adevărul. Asta? Șapte de monede. Ați vrut să construiți ceva, dar ați rămas cu o oboseală. Șapte de monede este o stare de oboseală. S-a muncit, dar nu s-a ajuns la transformare. La 8, la 9, la 10, n-ați ajuns acolo. Ia uite, ați vrut abundență, împărăteasa, dar nu s-a ajuns acolo. S-a obosit, din cauza că probabil unul muncește și altul stă de vorbă. Cine a obosit, voi știți.
se așteaptă în această relație, că e casa a șaptea a relațiilor, s-a tot așteptat o transformare și n-a venit. De fapt, ce vrem în relație? Să transformăm, da? Să creăm ceva. Și începem să creăm de pe la 8, 9, 10, da? E interesant, măi, dar e prima oară când observ chestia asta. Unul a vrut să colaboreze, celălalt a fost foarte strict. 3 și 4. Unul a vrut să construiască, celălalt a fost foarte rigid, foarte fixist. Da. Clarificăm diavolul, te rog frumos. Trebuie clarificat. Diavol. Mai clarificăm diavolul pentru Tau și Taurițe. Ce multe sunt. Sunt foarte multe cărți, dar iar se vorbește despre magician, asul de spade, eremitul, lumea, patru de spade și patru de băte. Ceva trebuie vindecat, clar. Cu acest patru de spade trebuie vindecat. Și interesant că aveți patru de spade și eremitul, care pentru mine patru de spade reprezintă varianta mică a eremitului. Adică, ați vrut să înțelegeți ceva. Această așteptare, da? Șapte de spade, de monede. Această așteptare. Faptul că nu s-a construit ceva. Ați vrut să înțelegeți, iar amândouă caută înțelegere. De ce cineva s-a jucat cu niște potențiale? A încercat să manifeste. Poate voi ați vrut să manifestați victorie în această relație karmică și ați intrat într-o stare de tăcere, de plictiseală, de căutare. Da? Amândouă reprezintă chestia asta. Și totuși, la un moment dat, v-ați hotărât să puneți capăt acestei povești și să meditați, să meditați, să vă vindecați de trecut și să meditați asupra unei alte perspective. Cum ar fi o relație darmică, o relație în care oamenii se bucură, nu stau încarcerați, încătușați, da? Înfrigurați și înfricoșați de ce ar putea să zică celălalt. Da? Vreți altceva? Iar se vede semn de aer, acel rege de spade care apare în poziția fricilor. Cineva care se joacă, manipulează cuvintele. Și asta e. Asta e. Chiar dacă ați vrut cândva victoria în această relație, poate ați sperat, ați zis, lasă că eu pot să manifest victorie împreună cu acest personaj, s-a intrat în această stare de înfrigurare, de singurătate, v-ați simțit singuri în cuplu, ați mers singuri, ați zis, ați muncit, ați mers singuri. Unul dintre voi, nu știu care, eu acum vă citesc pentru Taur, probabil că Taurii, da? Și atunci v-ați hotărât să puneți capăt. Posibil pentru unii să fie și o situație la distanță? Că această relație este peste hotare sau cineva peste hotare a intervenit? Iar variază, poate a trebuit să mergeți unul dintre voi peste hotare și a venit, eu știu, în singurarea, în cuplu. Și trebuie să vă vindecați ca să vă bucurați de o nouă relație sau de o... Dacă nu e nouă, poate e o nouă etapă. Dar eu simt că este nou. Ia uite, trădări! Trădări! Dezamăgiri și trădările pot să fie verbale. Când cineva te jignește, e o trădare. Da? Când cineva te jignește, e o trădare. Dar încheiați acest ciclu. Da? Cineva a jonglat. Care o fi? Apare la Taur, citesc la Taur, da? De-aia trebuie vindecate. Trebuie încheiat acest capitol. Trebuie încheiat acest capitol. Ok. Hai să clarificăm. Au fost prea multe cărți, nu o să le las aici, că poate vor să mai apară în alt context. Clarificăm
Trei debute în prezent. Pe cine așteptați? Ce așteptați? Așteptați noi oportunități, iar dacă sunteți plecați peste hotare sau la distanță de cineva, probabil că așteptați pe cineva să vină să vă veselească. Aveți speranță, pentru că trei debute are speranță. Că dacă lăsați doi debute pe care le-am văzut mai devreme, dacă alegeți să vă construiți viața, dacă vă eliberați această legătură karmică, pentru că v-ați învățat lecția, că a apărut eremitul, ați învățat, da? Ați înțeles că ați fost manipulați, da? Și alegeți o nouă bătă, o nouă direcție. Și dacă voi aveți aici o bătă, așteptați și băta aceasta ca să creați ce, dragii mei? 4, da? 4 de băte pe care le-am văzut mai devreme, da? Relația aceea frumoasă, faină, în care oamenii se iubesc, se bucură, se joacă, creează. Clarificăm 3 de băte pentru tauri și taurițe. 30 de minute am vorbit. La mine țin detalările cam mult în ultima vreme, nu știu de ce, tot încerc să le scurtez, da? 3 de băte, clarificăm. Ok. 6. Așteptați un om victorios. Un om luptător, creativ, da? Care să vină să vă fure răpirea din serai. Răpirea din serai, fetelor. Eventual așteptați. Da. Vreți să puneți capăt unor. Da, să vă vindecați de. Da, vă vindecați de acel capitol. Și. Visați că vi se va face justiție într-un fel sau altul, vi se va face dreptate, eventual visați că vă eliberați, fugiți de karmă. Și dacă vreți să fugiți de karmă, cum puteți? Nu fugiți cu mașina, nici cu avionul. Ascultați etalarea de la lună plină și vă învață cum să vă eliberați, că asta e fugiți de karmă. Faetonul merge către stea, către vindecare, către eliberarea aceea mentală, emoțională, ia uite, către purificare. Aici este secretul. Și asta a apărut în poziția sfatului, deci. Apare cineva în prezent sau aștepta să vină să vă fure, fetelor, doamnelor și domnișoarelor, domnilor. Sau aștepta să faceți voi o călătorie, aștepta să cuceriți, da, să faceți voi. Vă pregătiți voi de o călătorie, interesant, voi vă pregătiți de o călătorie care vă, așa sperați voi, vă va ajuta să cuceriți pe cineva. Iar vă semn de foc sau cineva cu planete acolo. Nu obligatoriu zodie. Clarificăm 8 de băte. Taur și taurițe, mai. 8 de spade, măi. La poziția sfatului. Ce sfat avem pentru taur și taurițe, tauraș? Taurițe. 8 de spade. Hai. Sfat, 8 de spade, te rog frumos. Opa! Oh, să pun pauză un pic. Interesant? A venit turnul? Ia uite. Deci sfatul este turnul pe care l-am văzut mai devreme. Separați-vă de... Ia să vedem. Ia, separați-vă și alegeți-vă. Măi, dragii mei, creați-vă o nouă lume. Creați-vă, luați steagul victorios. Cineva posibil vă inspiră pentru că 6 de spade. Sigur inspiră... Nu-i de spade, măi. Probabil că e de la drum. Clar, e de la drum. 6 de băte. 6 de băte, cineva care vă inspiră. E acest personaj pe care vi-l doriți. Vă inspiră, vă dă energie, vă arată drumul, vă arată soluții pe care voi până acum nu le-ați văzut. Turnul e și inspirație, dar și separare de trecut. Trăsnet, evrica, gata, asta am de făcut ca să ajung și eu în această poziție sau ca să ajung să mă întâlnesc cu perechea mea. Alegeți să vă creați o nouă lume și când o creați la lună nouă, dar ca să aveți energia,
purificată și pregătită, vă eliberați la lună plină, dragii mei. Vă eliberați mental de programe, vine ideea și creați o nouă viață. O nouă, ce vreți voi. Poate să fie și afacere, da? Și cei care v-au dezamăgit și s-au jucat mental, uite, vedeți? Da? Am zis bine, s-a jucat cineva mental cu voi, îi primiți cu se cuvine, da? Cu ușa încuiată sau cu un pumn în masă. Nu mai vreau, da? Nu mai vreau. Hai, gata. Pa! Asta e, când cineva dezamăgește în continuu, nu-i păcat să ratați această nouă dragoste? Lăsați-i pe cei din trecut. Aveți o nouă dragoste, e o nouă dragoste. Ia uitați aici. Dar trebuie să vă vindecați. Clarificăm cavalerul de monede invers. Cavalerul de monede invers în poziție exterioară. Cavalerul de monede. Mai la ce multe cărți. Da. Această influență exterioară. Nu contează zodia, este tot persoana din trecut. Este persoana din trecut care are regretă eventual, posibil pentru unii să aibă marcaj în semn de apă sau să aibă mustră de conștiință că legătura cu voi n-a fost suficient de ortodoxă, de rezistentă, de stabil, de spiritual. Da? Pentru că a fost toxică. Pentru că dacă era în poziție normală, era legătură spirituală. Faptul că a venit invers este toxică, karmică. Da? Din acest motiv, acest cavaler de băte, de mai încor și eu, de monede, a venit invers. Pentru că acest cavaler de monede nu o să reprezintă o persoană, nici zodie, ci o energie foarte consistentă, hotărâtă, să construiască cu răbdare ceva. Exact acel 7 și cu 1, 8, da? Nu s-a ajuns la transformare în relația respectivă, nu s-a ajuns la profunzime, la intimitate, că 8 înseamnă intimitate emoțională, mentală, da, suficientă cât să vă dea stabilitate și să puteți să lucrați împreună, să transformați relația. Să construiți o casă. Da? Copt înseamnă căsnicie, de fapt. Și faptul că a venit invers, influența exterioară, este personajul din trecut cu care nu ați putut, da? Și care cred că în prezent vă influențează și vă perturbă opțiunile pe care le aveți cu alte persoane, eventual. Dar, dragii mei, alegeți să manifestați, să vă eliberați de trecut. Se vede, cineva plânge. Da, degeaba mai plânge. Că nici voi nu mai aveți chef de ei. Taurul, da? S-a săturat. Nu mai vreau. Și când se satură un taur, se satură. Eu așa știu. Ca și la alte anumite zodii, pe care unii cam desconsideră. Au impresia că anumite zodii tolerează foarte mult, dar e doar o impresie. Când se satură un taur, zice, gata. Frumos, fără scandal. Ce a fost, a fost. Pentru că nu vă reprezintă pe voi. Sunt ei care au fost neortodoxi și ei care nu au fost serioși și ei care nu s-au ținut eventual de niște principii religioase sau pur și simplu, dacă nu sunt religioase, spirituale, niște principii de bun simț. Nu degeaba a apărut manipulatorul și regina de spade inverse două ori. Clarificăm regele de spade în poziția fricilor. Clarificăm regele de spade. Regele de spade în poziția fricilor pentru Tao și Taurițe. Tau și Taurițe. Pentru cine citesc, voi știți. Ia uite, regele de spade ar vrea să colaboreze cu voi eventual. Posibil acest rege de spade să mai fie avut și pe altcineva. Posibil altcineva însemnând chiar și job-ul, da? Ambiții. Da? Pentru că diavolul poate să fie foarte ambițios. Să facă bani, dar să facă bani separat, nu în cuplu. Pentru că diavolul înseamnă casa a 10-a. A carierei. Poate cineva se ocupe de cariera sa și mai puțin de cuplu. Și de-aia nu s-a investit în cuplu. Că n-am avut timp. Fiecare sau cel puțin o persoană și-a văzut de cariera sa. Da? Da?
Pentru unii, pentru că văd că cineva tot încearcă să se împace cu voi, e posibil ca acest personaj din trecut să vină să se lupte pentru voi. Am văzut 5 de, ia uite, să se lupte pentru voi. Nu contează zodia, da? Să se lupte pentru voi. Cu judecata și 5 de bâte. Dar voi ce faceți? E ce provocarea voastră. Trebuie să vă vindecați, să vă purificați aura, energia, pentru că a stat în ce a stat. Uite aici, în asta. În asta a stat. Aici. Da? În astea a stat. Unii dintre voi. Unii. Rămâne de văzut unde sunteți. În poziția fricilor nu am cum să interpretez altfel. N-am cum. De-aia îmi place crucea celtică, pentru că am întrebări concrete. Da. A fost tăcere, acum se vrea o nouă ofertă. Căci că să schimbăm energia. Sfatul este, treziți-vă! Hey, wake up! Nu se poate să punem petice de 11.000 de ori la o lucrătură, da? Nu se poate. Clarificăm, regele de bâte. Regele, dar de ce să vă doriți voi așa ceva? A apărut 3 de spade. O fi interesant. Probabil, da, nu probabil, sigur. Personajul pe care vi-l doriți, care vă inspiră, este un mesaj, o să clarific și 3 de spade. Personajul acesta pe care l-așteptați în prezent. Da? Și care vă inspiră, e cineva care vă inspiră și eventual vă ajută să vă echilibrați viața, să vă vindecați pe unii dintre voi. Acest personaj posibil și el să aibă niște dezamăgiri și de aia să vă înțelegeți, petreceți timp de calitate împreună, da? Petreceți timp de calitate că aveți ce vă împărtăși fiecare din durerile celuilalt. Ia uite, și acesta a suferit, însă, da, și din dragoste și încă, da. O să clarific. Hai, clarificăm. Regele de bâte, dorința voastră acest rege de bâte. Nu contează bărbat, femeie, ce este. Personaj cu marcaj puternic în zodie de foc și într-un fel sau altul un personaj care atrage atenția printr-o aură foarte puternică. Chiar dacă este dezamăgit, dezamăgită și ea sau și el. Clarificăm 3 de spade de la regele de bâte, te rog frumos. 3 de spade. Ce vrea să zică 3 de spade de la regele de bâte? 3 de spade, te rog frumos, clarificăm. Ce înseamnă acest 3 de spade? 3 de spade. Poziția, dorință. 3 de spade. Clarificăm, te rog frumos. Interesant. Oh, ce frumos. Ce frumos. Am zis că este un personaj dezamăgit. Eu cred că e o dezamăgire personală, dar care de-a face cu voi, poate că în trecut a fost, a dorit să vă cucerească pe voi, posibil pentru unii acest personaj pe care l-a așteptat să-l fi cunoscut în cartier, în copilărie, în tinerețe, să fie a fost o aventură între voi și să vă fi dezamăgit din niște motive, da? V-ați separat și acum vă regăsiți. Vă este dor unul de altul, aveți motivele voastre să vă fie dor. La capătul setului de cărți apare soarele, iar zodia leului, dar nu vorbesc musai de zodie, dragii mei, tăura și tăurițe, vorbesc de o energie. E o energie plină de optimism, de credință, în care sperați, ia uite ce frumos, steaua, sperați că vă vindecați, ia uite, vă vindecați, am și fiori, vă vindecați de conflictele mentale. Și aveți parte de această nouă dragoste pe care am arătat-o la mesaje, da? O nouă, ce new love. Și uitați cum vine această dragoste, da? După ce vă vindecați, sau în paralel, da? Temperanța, am văzut-o, temperanța, vi le arăt încă o dată, da? Vine ca și răspunsul la niște dorințe pe care vi le-ați spus voi în momentele cele mai crunte. Este parte din destinul vostru, această nouă dragoste. Ce este foarte frumos este că după steaua, da?
Ce apare după ce vă vindecați, după ce înțelegeți, vă înțelegeți destinul și vă înțelegeți, de fapt, adevăratele voastre nevoi, apare acest nebun. Dorința de a o lua de la zero, să construiți o familie adevărată, cum nu ați reușit. Aici ați ajuns la 7, nu s-a ajuns nici măcar la 8. De-abia la 7, cu chiu, cu vai, ați ajuns la 7, da? Aici aveți încredere că dacă o luați de la zero, puteți să construiți până la 10, până mai departe, da? Până la soare. Este ce v-ați dorit. Și repet, asta ca și clarificare la regele de bâte. Bărbat-femeie ce este? Un personaj care vă instigă la un nou fel de a vedea lucrurile. Eventual, vă vindecă și vă alină, pentru că vă oferă o cupă. Acest personaj vă oferă o cupă. Și nu doar vindecare emoțională, petreceți timp de calitate, ci și exprimați-vă dorințele. Da? Exprimați-vă dorințele. Și intime, și emoționale, și de care or fi, da? E un trei de spade aici. Pentru că amândoi ați învățat că dacă nu comunicați, dacă nu vă vindecați, nu rezolvați nimic. Eu am senzația că sunteți persoane mature și aveți de oameni maturi. Aveți nevoie de oameni maturi. Da, acest personaj, repet, dacă este inima voastră frântă, vrea să vă cucerească și să vă aline, mă. Și să vă aline. Este în poziția dorințelor, repet, n-am cum să citesc altfel, pentru că este dorința voastră să vă vindecați, să împărtășiți emoțiile și să împărtășiți și daruri și multe alte lucruri. Uitați unde s-a terminat, da, 10, ia uite, 10 de monede, soarele, nebunul, steaua, da? După ce încheiați ciclu de mari trădări, de, ia uite, conflicte mentale, jocuri mentale, da? Cu cineva de care ați fost îndrăgostiți cândva, da, nu zic nu. Dar aceasta, dragoste, a murit. A murit. Chiar dacă cineva încearcă să o renască, tot încearcă să se lupte, ia uite, să o renască, tot încearcă. Are această frică, cumva, că vă pierde. Dar, repet, într-un fel sau altul, fiți atenți, că vă proiectează frica lor și vouă. Mare grijă, de-aia zice crucea celtică. Provocarea este să vă vindecați ca să puteți primi nouă dragoste. Clarificăm, dragul meu, tarot, regele de cupe, Mariet. Regele de cupe, ce reușiți să faceți? Să vă echilibrați emoțional, să vă întâlniți. În fine, în primul rând să vă echilibrați emoțional. Ia să vedem. Mai, aici sunteți voi, da? Voi. Cu regele de cupe. Vă echilibrați financiar într-un fel sau altul, vă găsiți o nouă casă. Este ceva legat, vă duceți acasă, la familia voastră, mama, tata, frații, dacă vă înțelegeți, evident că nu toată lumea se înțelege bine. Vă găsiți echilibru emoțional în casă, într-o casă, în undeva în neamul vostru. Că nu fi mama, ori fi niște unchi, ori fi niște veri, ceva. Eventual, mai un alt mesaj, la fel de frumos. Vă găsiți o nouă dragoste cu care puteți construi o casă adevărată, așa cum v-ați dorit. Frumos. Și vă veți lupta pentru această fericire. Deși, în paralel, personajul din trecut tot încearcă să se lupte în continuare pentru voi. Tot încearcă să se lupte. Da. Uite, regele de monede. Epuizat. Obosit. În această căsnicie sau relație sau job. Și cineva tot încearcă să se lupte pentru voi, pentru o idee, are impresia că e bine, dar vouă nu vă e bine. 10 de cupe. 10 de cupe în acest context îl văd ca pe o iluzie. Cineva are impresia că ați fost fericiți lângă ei, așa simt. Când de fapt nu e chiar așa.
Doar pentru că n-ați spus voi niște lucruri, nu înseamnă că ați fost și fericiți. Așa simt cărțile, dragii mei, vă rog frumos, confirmați pentru cine am citit, că sigur am citit pentru cineva și vă doresc vindecare cât mai rapidă ca să vă bucurați de viață și de această nouă dragoste care stă să pice. Vă pice, e cât pe ce să vă pice în brațe. Dragoste, pace, creștere spirituală, pa!